Da. Să știți că la nivel național am fost chemat ieri la București de secretarul general Paul Stănescu. Lucrurile sunt clare. Dacă avem profesioniști, și aici aș vrea să spun, n-am demonstrat acum Partidul Social Democrat că are specialiști care au lucrat la nivel național și pot fi pricepuți pentru situația asta politică prin care trece astăzi România. Dacă vom avea, trebuie să aibă un CV-ul care să poată să-l recomande pentru funcție la nivel național. Până atunci, chiar dacă avem un scor bun, nu cred că ne putem califica să putem să dăruim la nivel național profesioniști. Secretar de stat, da, șef de agenții, director, putem să recomandăm la nivel național. La nivel de miniștri, niciunul din cei care Călărașul poate să-i recomande nu a deținut o funcție care să fie confirmat că e capabil să fie un mare profesionist pentru ceea ce are nevoie România astăzi. Era domnul Iorga, dar s-a încălcat un pic, vă ajuta. Da, domnul Iorga are altă zonă, e recomandat, da, e recomandat de cine știm cu toții. Acum aș veni să completez ce a spus cu drumuri, cu infrastructură, cu comentarii care sunt astăzi în spațiu public. Vă spun singur, noi construim, noi respectăm promisiunile pe care le-am făcut, alții caută soluții ca popii. Să li se cuvină de la alții, nu să muncească și să construiască. Noi construim, să nu mai spun neplăcut, da? Noi construim. Are alții, gândesc ca popii. Da, continuăm cu Spitalul Județean Călăraș. La Spitalul Județean Călăraș e o situație mai delicată. Această situație a COVID-ului nu ne-a ocolit nici pe noi. Ultimul accident care a avut loc azi dimineață la Ploiești, în județul Prahova, lucrurile s-au complicat și se complică în continuare aceste incendii care nu mai se termină. Și văd că continuă. L-am invitat pe domnul director astăzi în conferința de presă să ne spună situația Spitalului Județean Călăraș și e pregătit să traversăm această situație grea a COVID-ului și a cetățenilor care au nevoie de servicii medicale astăzi în județul Călăraș. Domnule director, vă rog. Bună ziua! După cum am spus, cred că în ultima conferință de presă, spitalele, dacă nu ar, produce sinergie. Din păcate, prima parte am avut dreptate, încă un spital în România ars, sau arde. Și fapt care, chiar atunci când considerăm că lucrurile poate le-am depășit, ne face să ne gândim că mai sunt poate multe lucruri pe care noi ar trebui să le facem, să anticipăm aceste situații. Este drept că sunt foarte multe norme tehnice, sunt foarte multe elemente pe care nici nu avem niște. Și nici nu știu dacă cineva ar putea să le înțeleagă foarte clar. La un moment dat a fost o imagine, acum ceva timp, într-un reportaj în care noi spuneam că nu mai sunt paturi și un reporter a venit și filmat într-un salon în care mai erau două paturi goale. E adevărat, nu mai avem paturi și am și spus de mai multe ori care puteau fi conectate la oxigen. Dacă conectam și celelalte două paturi la surse de oxigen, probabil că eram unul dintre spitalele, cum putem să ajungem, pe prima parte, prima pagina ziarului. Normele pe care noi le implementăm sunt niște norme pe care le descoperim și le generăm noi. La acest moment, Spitalul Județean de Urgență, facem o verificare la două ori a dispozitivelor prin care noi avem o evaluare a nivelului de oxigen în cameră. Dispozitive pe care tot cu sprijinul Consiliului Județean le-am cumpărat, că, după cum am spus, prefectura și cine ar trebui să sprijine, cel puțin cu măsuri de siguranță, este un factor absent în această ecuație. Și facem fiecare, practic, notăm concentrația de oxigen din cameră, astfel încât să putem face evaluativ, să vedem dacă există pe un trend ascendent sau descendent. În ultimele zile avem niște creșteri pe anumite saloane, la nivelul de oxigen, undeva la nivelul la 21,5-22 de concentrație în aer. Și procedurile sunt unele simple, dar, cum să vă spun, la un nivel poate arhaice. Deschidem geamurile și creăm niște curenți pentru aerisire. Că vorbim de tot spitalul, nu vorbim de o anumită secție, care, cum ar fi ATI, unde acolo avem în depus un proiect pe Corim, care va
prin care vom face o instalație de exhaustare automată. Dar aceasta este lucru foarte tehnic. Ce vreau să vă spun că avem în vedere preocupare și toți oamenii care au vreo nelămurire legată ce se întâmplă în spital, știu foarte bine că numărul meu de telefon este 0726239900 și aș prefera să mă apeleze direct dacă nu înțeleg ceva, nu au capacitatea, înainte să spună ceva în spațiu public. Sănătatea este un subiect la acest moment foarte sensibil și, cum am spus de mai multe ori, singurul lucru pe care ar trebui să-l avem tot ar fi decență. Decență care, din păcate, nu există în toate zonele. Există anumiți oameni, și n-aș vrea să vorbesc de fumie în casa spânzuratului, cum s-ar zice, dar există anumite personaje cunoscute pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea lor și ceea ce au făcut până acum, care își dau cu părerea într-un mod, cel puțin, neonorat, ca să nu folosim alte cuvinte, pentru că suntem într-un cadru oficial. Acești oameni ar trebui întâi să se documenteze ca să nu genereze bani. Panica este ceea ce destabilizează, nu mă destabilizează nici pe mine, nici pe domnul președinte, nici pe nimeni din condiții. Destabilizează oameni, care oamenii ar trebui să vină cu încredere la unitatea medicală și cu înțelegere, pentru că acolo pot fi salvați. La acest moment vă spun foarte clar, numărul de cazuri începe să fie într-o scădere, dar din păcate vin cazuri foarte grave. Sunt oameni care au stat în baza unor asemenea informații pe care, dacă ar fi existat o legislație probabil corectă și reală, cu aplicabilitate în timp real, am putea să emitem niște acuzații și pe zona de penal. Pentru că unii oameni care mor pe baza unor asemenea idei nefiltrate transmise în spațiu public. Și foarte mulți spun că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar alege altă strategie în tratarea bolilor, inclusiv zona de vaccinare. Nu suntem într-o zonă pro sau contra sau tot. Pur și simplu e o chestie tehnică. În ceea ce privește lucrările pe care le derulăm, probabil ați văzut că reportajul de la România TV, am văzut și acolo o interpretare interesantă din partea celor care se preocupă în a transmite un alt mesaj decât realitatea, dar ce nu știu ei, că în echipa de conducere a noastră există un parteneriat foarte clar cu tot ceea ce înseamnă. Bun sau rele, noi spunem adevărul. Și spunem corect. Și la fel de corect spunem că actualul prefect Valiu Barcu a gestionat spitalele din județ în perioada 2016-2019. Când domnul președinte aici de fapt a retras această delegare de atribuții, tocmai prin prisma unor neconformități apărute. După ce am făcut o evaluare, chiar de mine făcută la acel moment, în care am constatat că se preparaseră lifturile cu 40.000 de euro gata, reparații capitale, și am solicitat și am chemat la Consiliul Județean cu directorul tehnic de la acea vreme, Cosmin Geană, parcă, și am făcut o discuție la dânsul birou, am chemat furnizorul și am spus că vrem să mai cumpărăm 3 lifturi. Să le cumpărăm de noi de data asta. Și am spus să ne înainteze și nouă ofertă de preț. Și surpriză foarte mare. Oferta a fost de 40.000 de euro. Și am întrebat furnizorul, nu vă supărați, dar eu nu mă pricep. Dar întrebarea mea este, avem reparații capitale la 40.000 de euro și lift nou la 40.000 de euro. Vă rog să-mi explicați puțin, că totuși eu ceva ce nu se pune. Singura explicație pe care a avut-o reprezentantul furnizorului, a fost să pună capul în pământ. Și în momentul ăla, după ce am făcut evaluarea, după ce am spus tuturor în Consiliul Județean împreună cu domnul președinte, păi nu normal ce se întâmplă acolo, ce se întâmplase, domnul Valiu Barbu, se pare, Valentin Barbu, scuzați-mă că nu pot să-i zic Valiu, a deprindea niște demersuri, se pare, la acel moment, pentru a fi făcute achizițiile pentru celălalt, pentru tot pentru reparații capitale. Și am adus la cunoștință domnului președinte aceste aspecte și în s-o luat decizia ok. Și până am început să intrăm în profunzime. Și atunci am văzut contractele, cele pe care, la care face referire, vorbim la niște contracte făcute de ani de zile cu Conforte sa, o firmă care și-a construit portofolii care, la acel moment, le asigurau o câștigare facilă a tuturor procedurilor, dar care ulterior nu prea mai executat lucrurile, ci le subcontractau. Și tot întâmplător am descoperit niște lucrări în Conforte pe care am pus ulterior acea firmă să decoperteze materiale și în continuare oamenii nu lucrează la acel standard pe care noi dorim. Un standard foarte simplu. Dar nicio problemă, le gestionăm în continuare.
toate făcute probabil, cred, cu supravegherea atentă a domnului actual prefect. Îl fericit pentru ceea ce a făcut, dar nu pot decât să pun ghilimele la aceste decizii. Sunt mult mai multe lucruri, n-aș vrea să... O altă, n-am niciunul, ca să nu uităm, o problematică foarte interesantă este cea modului în care s-a defectat echipamentul RMN. După cum v-am spus mai de mult, am început niște evaluări, încă avem un audit, unde lucrurile sunt foarte complexe, țin de ceea ce înseamnă zonele în care noi putem, la acest moment, să ne uităm tehnic, că avem nevoie de expertiză și am văzut niște coincidențe și cât de un subcint, așa. Pe 20 a 5-a 2020, a apărut prima defecțiune a echipamentului RMN. Desigur, n-are nicio legătură cu faptul că fostul manager își luase cu 2 săptămâni își preluase mandatul, pe 6-a 5-a. Firma de mentenanță s-a mișcat foarte repede, foarte tehnic, a primit o evaluare pe 26-a 5-a, deci spitalul s-a aflat în baza unei oferte de preț. Spitalul a trimis către Consiliul Județean o alocare de fonduri, o solicitare de alocare de fonduri, fără însă să pună și această ofertă. A doua zi, Consiliul Județean a răspuns și a spus, ok, vă alocăm banii, dați-ne și nouă sumele necesare. Și în adresa respectivă a spitalului spunea că vor fi stabilite ulterior. Și a fost o corespondență prin care spitalul nu a mai răspuns și a răspuns din nou pe 4-a 9-a, când a trimis oferta de 26-a 5-a. În tot acest interval erau semnalări ale firmei care asigură mentenanța, care spuneau, reparați-l mai repede. Și vă citesc, prin adresa din 12-a 6-a, firma respectivă spune așa: iar dacă nivelul de subheliu scade sub 30%, nu se va mai realiza cu magnetic, readucerea sistemului de parametri la parametri funcțional va produce costuri mult mai mari. Cine era managerul în perioada asta? Doamna doctor Ventilă Mihai. Care? Nu vreau să vă spun totul, le văd ca niște coincidențe. Nu intru în ordinea ministrului, da? De către rada stării de urgență și s-a mai încercat ulterior, că poate nu știți, dar în momentul în care am ieșit și am spus că domnul prefect, la solicitarea domnului prefect, a fost un control pe nosocomiale la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, tot din necunoștință de cauză, probabil domnul prefect la acel moment nu mai știa că managerii nu mai pot fi suspendați decât pe starea de alertă. Dar acest lucru se pare că s-a urmărit, readucerea doamnei respectivă. Dar e un joc în care dânsul se face că nici măcar pe acest lucru se pare că nu se punește, să cunoască legislația. Păi s-a stricat de 2 ore, meniu, a doua oră cât a costat? A doua oră s-a stricat, acum vă spun, ca o coincidență, a doua oră s-a stricat, cu 2 zile înainte să se deschidă la Călăraș o clinică privată. Cu altă coincidență. Și desigur, tot coincidență este și că doamna fostă manager este director la această clinică în prezent. Și ca tot coincidență este că în momentul în care era manager, clinica de radiologie privată a fost autorizată, că durează autorizarea ceva luni. Acum întrebarea mea este una singură. De la cât la cât te preocupai pentru spital și de la cât orarul tău era pentru o clinică privată. Dar sunt niște discuții foarte simple, sunt chestii tehnice, nu sunt niște chestii indiferent. Eu nu vorbesc decât pe document. Și cât au costat reparațiile finale? Reparațiile finale se pare că ajung undeva la 20 de miliarde de lei. Și e reparat? Funcționat? La moment funcționează. Este funcționat RMN-ul. Așteptăm. Cred că ar trebui făcut o conferință distinctă pe acest. La momentul în care am preluat managementul spitalului de urgență, RMN efectua un singur asistent în tot spitalul. Un singur asistent pe RMN, un singur asistent pe CT. Sigur, nu are nicio legătură faptul că asistentul de pe CT era soția fostului șef, ajunct al șefului poliției. Nu avea nici acest lucru legătură. Și am întrebat de bun simț. Ok, și ce se întâmplă când se îmbolnăvește un asistent? Răspunsul a fost, nu se îmbolnăvește. Bine. Și ce se întâmplă când pleacă în concediu? Pleacă odată cu medici. De aici dura câte 2-3 luni un CT. La momentul ăsta, prin sistemul transparent de call center pe care l-am implementat, durează fix 2 zile, cred. Nu știu, poate 3, dar cu greu. În acest moment se pot face programări prin call center? Prin call center pentru orice se întâmplă. Se fac CT. Și pentru orice. Orice se întâmplă, se transparent, nu mai există o interacțiune. Este un număr scurt sau e un este un număr 0242-920. Acesta este. E ca la 1-1-2. Am luat un număr scurt, ușor de reținut pentru toată lumea, astfel încât să faci programare ultra-transparentă. Alt lucru care a deranjat. Iar și nici aici nu avem probleme.
Și de-aia vreau să vă spun că sunt atât de multe problemele pe care noi le rezolvăm zilnic și cu care nu ieșim în față, pentru că suntem preocupați doar să muncim. Și la un moment dat am discutat cu domnul președinte și a zis că, păi dacă ar fi să ne reproșez ceva, cred că am greșit ceva. Ce? Că n-am reușit să scăpăm de ăștia mai devreme. Pentru că ei au ținut într-o zonă, fiecare când își preia o activitate, să nu vă imaginați că domnul președinte vine și verifică fiecare om căruia îi dă sarci. Că nu are timp, atunci nu mai are, nu o să mai delege competențele. Și se bazează cu fiecare om. Și dacă acel om nu își face treaba, la un moment dat se poate afla, dar afli cu un delay. Ce echipe de servesc acum cele două computere? Echipe, acum am implementat un standard în care orice asistent de radiologie, de pe secția de radiologie, va fi instruit să lucreze pe orice echipament. Doamna doctor Vintilă mai lucrează? Din fericire, nu. Și au autorizare cine cam echipamentele acestea reparate? Da, au autorizat tot. E o poveste foarte amplă. Și ce medic este acum care... Avem doi medici care vin de la Spitalul Militar, unul de Nei și unul de la Azar, mi se pare. Avem un medic ca nostru, mai avem un medic pe care l-au centrul la Echiliu, fără competențe CT și RVD. Și mai suntem într-o discuție cu al treilea medic cu competență RVD. Aveți un CT, spuneați că este avem de 2018, nu vă refer la cel nerat în funcție. Da, e un CT. Ce faceți pe el? Încercăm după mult timp, nu ne-am luat câteva luni să găsim documentele. Nu le găseam. Toate documentele erau centralizate la nivelul fostei șefe de structură, adică doamnei fost manager. Niște documente băgate în sertare, ne-am luat foarte mult timp să le găsim. Nu le găseam nimic. Nu există în spital, nu există la momentul în care a venit o trasabilitate a documentelor. Adică nu știa nimeni o adresă de dai, nu exista să se semneze de primire, să existe un registru. Nu, era o poveste. Și la acel moment, revenind la întrebarea cu CT-ul, vă spun foarte clar, CT-ul, pe un CT din 2018, am niște referate făcute anterior, în care doamna doctor Vintilă spune foarte clar că este uzat moral. Întrebarea mea este simplă. Avem un CT din 2008 funcțional și un CT din 2018 uzat moral. Dexul spune altceva. Dexul spune că e uzat moral după ce a trecut timpul. Dar nu intrăm într-o lecție de limba română. Dar defecțiunile astea, domnule manager, vi se par întâmplătoare? Ce au spus comisiile alea de expertiză? Nu numai coincidențe sunt. Dar credeți-vă că mie nu mi se pare. Repet întrebarea. Ce faceți cu ea? Acum suntem în proces de introducere în contract cu casa. I-am găsit autorizările CNK. El n-a fost niciodată pus în funcțiune. Garanția lui a expirat fără să fie pus în funcțiune, ca să știți. Și acum găsim, așteptăm recepția de săptămâna viitoare de la CNI pe subsol, ca să putem muta și să elibera niște spații adiacente unde funcționează acum CT-ul actual, ca să facem acolo o unitate de CT cu un singur panou de comandă. Practic o să mutăm filtrul din zona spitalului, să mutăm la subsol, într-o zonă reamenajată și acolo să aducem CT-ul. Amene? Să-l aducem. Păi unul este deja acolo, este o cameră. Nu, așa a zis că faceți un singur panou de comandă. Păi este, panoul de comandă este deja funcțional pentru CT-ul existent și lângă el alipim și celălalt CT. Lucrurile sunt foarte complicate, dar deci va fi și acela pus în funcțiune anul viitor. 100% va fi. Nu, anul ăsta începe. Avem autorizări, dar eu o să lucrăm la amenajarea camerei. Am pus celelalte, la momentul ăsta spitalul are două echipamente noi de radiografie, opera, cumpărate de Consiliul Județean într-un proiect. Le-am autorizat, deja sunt puse în funcțiune, vor fi făcute radiografii în format digital, premieră pentru Spitalul Județean de Emergență, pentru că până acum știți că se dădea în apă, era aceea poveste cu arhaică. Și aducem ușor, ușor normalitate. Probabil o să mergem acum și să mai vedeți unele aspecte și evoluții pe care le observați. Domnule manager, în urmă cu câțiva ani presa a relatat faptul că spălătoria și sterilizarea rufelor de la spital funcționează defectuos, pe atunci era președinte domnul Filipescu, s-a luat hotărârea să fie spălate rufele la București. Acum cum se spală și cât de eficient? E mai ieftin sau e aceeași procedură? Este o analiză pe care încă o face. La serviciul de spălătorie este dat într-un acord care expiră în anul 2022, în primăvară, către o firmă mare la nivel național, care se ocupă cu acest lucru. Ei vin practic cu lenjeriile, ei le cumpără, vințile dau un fel de comodat, ei vințile iau cele murdare și tu doar plătești serviciul, tu nu ai decât costul lor în ceea ce privește spălarea.
Analiza lor implică achiziționarea unor echipamente, dacă ar fi util să le faceți spital. Din discuțiile pe care le-am purtat, nu este un capitol închis, dar încă nu este unul foarte clar în ceea ce privește beneficiile spălării în spital sau în exterior. La momentul ăsta, în continuare, facem această analiză pentru a... Sunt multe lucruri de înțeles, pentru că acum tu le iei doar și le recepționezi. Altfel trebuie să crești și de fluxuri, să cumperi mașini de spălat, să angajezi personal. Da. Și s-ar putea la un moment să ajungi cu niște costuri mult mai mari față de ce plătește acum. Era vorba de locuri de muncă pentru care și domnule manager. Există preocuparea noastră de a face locuri de muncă, dar întotdeauna și într-o gândire economică. Că dacă creăm locuri de muncă fără să aducă un plus valoare, în orice facem, atunci înseamnă că ne îndreptăm către un faliment. Vroiați să faceți un heliport, mai e de actualitate? Este de actualitate ideea, însă au fost înaintate și create niște discuții. Posturile pe care le-am primit din partea experților au fost destul de mari la acel moment, în jur de 3 milioane de lei, parcă. Depășește proiectul inițial. Depășește proiectul inițial la corpul nou și rămâne ideea în sine de a-l amenaja, poate identificăm o zonă, dar nu mai punem pe clădire, pentru că de acolo vine costul foarte mare, ci a găsi o zonă, o platformă. Din păcate, suntem limitați de ceea ce înseamnă spațiul în care să ne desfășurăm activitatea. Mai e proiectul acela parteneriat început cu primăria pentru construcția noii parcări, lucrurile se vor regla. Dar nu în ritmul în care, de-aia, mă întorc la ce ați spus, regret, domnul președinte, că aceste lucruri se puteau face de mult mai mult timp. Dar nu o facem acum decât să recuperăm. Cu spitalul TBC cum colaborați, domnule manager? Că trebuia să le asigurați, înțeleg, medicamentele sunt suficiente? Colaborăm foarte bine, prin o instituție la fel, în suportarea Consiliului Județean, pe partea administrativă și pe partea medicală se colaborează cu departamentele medicale. Discuția atunci iar a dovedit că nu face plăcere să vă spun. Dar domnul prefect a ieșit și atunci cu o clarificare eronată. Consiliul Județean nu poate determina și să spună oricărui spital în subordinea sa ce fel de act medical să exercite. Nu există. Consiliul Județean asigură resurse, asigură orice alte nevoi. Când este vorba de actul medical, nu poate nici domnul președinte, nici domnul vicepreședinte să spună internat bolnav de cancer. Nu are expertiză. Dar domnul prefect aduce asemenea elemente în spațiul public și le duce cu ușurință, din punctul meu de vedere, neînțeleasă, raportat la funcția și expertiza care ar trebui să o aibă. În actual context, sunteți verificați de cei de la ISU? În permanență suntem verificați, să facem un control de la ISU la 4 ore. Avem un partener foarte bun cu ISU Călăraș, ISU de Călăraș, DSP-ul Călăraș. Sunt instituții care corespund din punct de vedere al rapidității și al nevoilor noastre într-un mod real. Ei rezolvă problemele în mod real, în limitele în care știu și au resursele și chiar nu pot să spun decât că le mulțumesc alături de oamenii care lucrez în fiecare zi. Sunt două dintre instituțiile majore cu rol de implicare foarte acută la nivelul gestionării acestei pandemii. Ținând cont că aparatul RMN a fost nefuncțional o bună perioadă de timp, în momentul de față, cât este perioada de așteptare? Este greu de spus, pentru că noi la un moment dat am sesat programările, pentru că n-am vrut să încurcăm ce înseamnă nevoile și să credem așteptări. La acest moment facem o evaluare să vedem câte din programările vechi mai sunt de actualitate. O să le luăm prin call center, o să-i sunăm pe oameni, nu o să-i întrebăm dacă avem numerele lor telefon. Și în momentul în care vom avea, probabil în 2-3 zile după ce se va face instructajul total al tuturor oamenilor, vom stabili turele, pentru că vrem să ne ducem și la ideea de a face RMN în afara unui program de la 7 la 4. Nu. E posibil să facem și la 12 noaptea și la 3 noaptea, în funcție de cum găsim, vrem să facem exact ca la o clinică privată. Asta e chestia. Aveți nevoie de medici de ATI, ați reușit să aflați? Nu. Noi la momentul ăsta gestionăm situația de colonie de gardă. Avem un medic, doi medici angajați ai spitalului, pe care unul l-a adus de noi în perioada de pandemie. Mai avem o colaborare cu un al treilea medic, tot pe programul în afara gărzii, dar nu reușim încă să aducem numai noi, nu reușește nimeni să găsească. Am inițiat o discuție cu Republica Moldova, am sunat și am găsit un secretar de stat și a spus că urmează să-mi dea o evaluare cu ceea ce privește posibilitatea de a crea un parteneriat. Dar aici ne luăm de niște limite legislative în ceea ce privește recunoașterea studiilor pe care ei le au. Ei fac un modul de un an, mi se pare, pe când la noi se face specializare de 5 ani. Discuția este pe perioada stării de alertă să găsim o variantă astfel încât să fim într-o zonă, pentru că noi la mult s-a folosit și medici rezidenți, avem un medic rezident de anul 2 pe care îl folosim sub supraveghere conform tuturor normelor.
Linia de gardă pe cardiologie o mai aveți în plan? Avem în vedere, dar la acest moment, bine că ați atins subiectul de cardiologie, vă pot spune premieră, cred, proiectul major pe care vrem să-l punem în aplicare în anul 2022 va fi un laborator de cardiologie intervențional. Vom cumpăra, suntem în discuție acum să vedem sursele proprii sau de în altă parte, un angiograf care vom face. Am adus deja un medic specialist pe electrocardiofiziologie pentru montare respiratoare și pismecare. Suntem în discuție cu al doilea și mai avem pe partea și de stenturi cu discuție. Vom monta asta. După ce vom avea, vom trece și la etapa de gândire pe medici de cardiologie, pe ce înseamnă linia de gardă. Da, mulțumim, domnule. Lăsați puțin că...